Mulțumesc, domnule președinte. Declarația mea politică de astăzi se intitulează Taxa de solidaritate, o nouă minciună marca PSD. Așa zisa taxă de solidaritate nu are de fapt niciun scop de protejare, ci unul de acoperire a deficiențelor bugetare, solidaritatea nu fiind cu cei aflați în dificultate, ci cu un guvern aflat în impas financiar. Dragi colegi, este din ce în ce mai limpede că promisiuni electorale transpuse într-un program de guvernare nesustenabil nu pot fi acoperite financiar în integralitatea lor. Guvernul PSD-ALDE, care cu o mână dă și cu alta ia, se pregătește de o nouă taxă denumită impropriu taxa de solidaritate. Menirea acesteia este de fapt acoperirea unei găuri bugetare imense. După declarațiile Ministrului de Finanțe, această taxă de 2% se va aplica la total fond de salarii și va fi suportată de către angajator. Totuși, dacă în iulie 2017 premierul Tudose spunea că banii obținuți din această taxă vor merge către categorii defavorizate, acum ministrul Ionuț Mișa ne anunță că cea mai mare parte, 90%, va merge la buget, evident cu destinații nespecificate, și numai 10% va avea un scop de solidaritate socială. Această taxă pare a fi mai degrabă un impozit mascat într-o contribuție. Taxa de solidaritate ar putea fi introdusă odată cu transferul contribuțiilor sociale ale angajatorului la angajat. Deși inițial s-a spus că acest transfer nu va produce cheltuieli în plus angajatorului, iar angajatul nu va pierde la salariul net, iată că angajatorul va plăti totuși o taxă nouă. S-a spus că această taxă nu este nouă, că ea exista oricum și că taxa pentru acoperirea creanțelor salariale avea o destinație clară. Și într-adevăr avea o destinație clară la momentul respectiv, iar nivelul era de 0,25%. La ora actuală însă, contribuțiile plătite de angajator plus angajat ajung la 39,25% din fondul de salarii, 22,75% la angajator și 16,5% la angajat. Contribuțiile se vor reduce la 35% și vor intra în obligațiile angajatului, dar angajatorul va rămâne totuși cu obligație de 2% taxă de solidaritate. Și acest transfer de obligații naște de asemenea multe nedumeriri și controverse legate de impactul bugetar și de impactul asupra salariilor nete. Sunt mai multe întrebări la care în momentul de față guvernul ALDE PSD nu este în stare să găsească răspunsuri clare și mulțumitoare, astfel încât și sindicatele sunt în alertă. O primă întrebare este de ce pe de o parte scad două taxe pe salarii și pe de altă parte introduc o altă taxă. Guvernanții susțin că de fapt nu este o taxă în plus, că ea există deja și că în final angajatorul va beneficia de o reducere de taxe de la 22,75% la 2%. Adevărul însă este că s-a promis degrevarea totală a angajatorului de taxe, dar PSD-ALDE a realizat că impactul bugetar va fi negativ și acum apelează la tot felul de subterfugii pentru a reduce din impactul negativ. O a doua întrebare este ce impact bugetar ar avea această taxă. Vă rog taxă să vă apropiați de încheiere, domnul. Da, sigur. Mulțumesc tare mult. Deși întrebările pentru guvernul PSD mai sunt multe, că nu prea sunt în stare să... Sunt foarte convins. Puneți să încheiere. Le mulțumesc. Răspundă mulțumitor. Mulțumesc, domnul Roman. Nu s-au dat date despre impact, iar destinația de 90% din taxă este nespecificată și va merge la bugetul de stat. Nu știm unde, evident. Ce impact bugetar va avea transferul de taxe de la angajator la angajat și ce repercursiuni va avea acest transfer asupra salariului net al angajatului? Ei spun că în felul acesta colectarea de taxe va fi mult mai eficientă, dar în fapt nu se schimbă nimic în sistemul de colectare pentru că angajatorul oprește taxele la sursă și tot el este obligat să vireze banii la buget ca și până acum. De fapt, prin această stratagemă, PSD-ALDE vor să bifeze creșterea salariilor cu 25% din programul de guvernare, creștere care, în mod real, va fi cel mult de 4%. Deși susțin că salariul net al angajatului nu va fi afectat decât în sens pozitiv, rezultând o creștere de 4%, salariul net poate suporta scăderi cauzate de mai mulți factori. Angajatorii privați vor mări sau nu brutul angajaților cu suma totală rezultată din procentul de taxe transferat și dacă vor mări, oricum va rezulta o pierdere. Deoarece, prin mărirea brutului, procentul de taxe aplicat, fie și redus la 35%, va duce la o valoare absolută mai mare. Bun, nu voi intra în mai multe detalii, nu se poate garanta că angajatorii, în special și cei privați, vor include în măririle de salarii viitoare după această mărire artificială și taxele. Guvernul ALDE n-are cum să-i oblige și este un nonsens, se vede că acești guvernanți merg total împotriva logicii economice.
Cum se va raporta salariul minim pe economie la noua creștere artificială? Domnule Dobrovie, din păcate trebuie să încheiem. Da. Vă rog să spuneți ultima frază. Deci, în concluzie, domnule președinte, dacă această categorie, cine va fi afectată de această taxă? Evident, nu este o solidaritate cu cei săraci, cu cei aflați în nevoie. Este o nouă modalitate a PSD-ALDE de a mai stoarce niște bani în disperarea absolută de a acoperi niște promisiuni mincinoase și nerealiste. Vă mulțumesc. Mulțumim, deputat Matei Dobrovie, circumscripția 42, București.